Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă ediție de Autentic Românesc. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară de miercuri ne reîntâlnim la Canal 33 să redescoperim povești de viață, povești autentice. Invitata mea din seara aceasta se numește Laura Călin și este fondatoarea conceptului V4Vintage. Laura, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a împărtăși din secretele pasiunii pentru vintage, dar și pentru design contemporan. Am să încep să te întreb simplu, așa cum și-ar dori orice femeie să afle, ce înseamnă V4Vintage? V4Vintage este un târg de design contemporan și cultură vintage, aflat la 19-a ediție, adică împlinește peste 3 zile, 4 zile, în acest weekend, a 19-a ediție, așa că o să încep această emisiune și o să răspund la întrebarea ta printr-o invitație în acest weekend la V4Vintage. Deci în weekendul acesta, adică hai să ne ajutăm-mă tu că eu am pierdut noțiunea, 11-12 noiembrie. Așa, trebuie să venim la Hotel Boulevard. Este Grand Hotel du Boulevard. Așa. Care este un loc istoric, care se deschide doar atunci când se organizează evenimente acolo și noi îl deschidem și îi redăm viața acestui loc istoric și în acest weekend prinde viață pentru designerii contemporani români, pentru pasionații de vintage, pentru că aducem câțiva, adică 10 colecționari de vintage autentic și colaborarea noastră continuă cu Future Design, spunem noi, mai exact. Colaborăm cu 3 universități de arte și design din București, Cluj și Timișoara și sunt peste 100 de studenți care vin să-și expună colecțiile la V4Vintage. Adică pe lângă design contemporan, așa am citit eu în prezentarea voastră foarte frumoasă și pe Facebook, dar și pe site, scrie în felul următor: 100 de designeri contemporani, corect? Da. 10 pasionați de vintage autentic. Colecționari. 10 colecționari. Și mulți studenți. Aproape mai exact 100. Ce vor găsi cei care vor să vină să viziteze și să cumpere piese de la V4Vintage? Sunt colecții capsulă care sunt create pe o tematică pe care noi o dăm de fiecare dată celor care vor să aplice. Se dă o tematică și fiecare creează o colecție capsulă în baza acestei tematici. Special pentru V4Vintage. Special pentru V4Vintage. Aceste colecții intră într-un proces de jurizare. În juriu sunt persoane cu expertiză, stiliști, designeri consacrați, cineva din partea V4Vintage, normal. Adică tu. Adică eu. Așa spune. Da. Și se jurizează fiecare aplicație. Cei care sunt selectați, cei care au trecut peste un punctaj și au obținut un punctaj care să le permită să participe la V4Vintage, se întâlnesc în acest weekend la târg. Mi-ai spus că ați ajuns la 19-a ediție. Asta înseamnă că deja aveți o experiență foarte mare. Da. Spune-mi, cum a început? De ce V4Vintage? V-ul a venit de la Victorie și când am spus vintage ne-am legat de istorie, pentru că istoria ne propulsează și ne spune ceea ce suntem și ne duce în contemporan și ne duce viitorul aproape. Și atunci V4Vintage a fost ca baza pe care noi vrem să creăm contemporanul cu gândul la viitor, pentru că așa a început apoi colaborarea cu universitățile și cu studenții. Și atunci V4Vintage a pornit ca un proiect care are o premiză câștigătoare și are o premiză de a fi învingător. Și de-a lungul celor 18 ediții, chiar așa este, pentru că a crescut atât cantitativ cât și calitativ, s-a maturizat împreună cu noi, echipa V4Vintage, și împreună cu piața, pentru că piața care era în 2008, când am început primul V4Vintage, dacă nu mă înșel, era în plină criză economică, este cu totul diferită de piața în care suntem astăzi. El era crescut odată cu piața, cu publicul nostru, odată cu comunitatea pe care noi o avem și cu industria creativă în care ne dezvoltăm. Ce făcea Laura Călin în 2008? În 2008 lucram în publicitate. Eram antreprenor. Deci ești om de publicitate. Da, lucram în publicitate. Mai exact pe zona de BTL. Mi-a plăcut să creez lucruri, să le pornesc și să duc un proiect de la idee până la produsul final și să creez. Și îmi plăcea partea de evenimente, PR și events în zona asta activam atunci și până la urmă și V4Vintage este creat și pornit de la o idee și are o doză importantă de PR.
el fiind în sine un eveniment. Deci ai părăsit efectiv domeniul publicității pentru a face altceva, a trece în antreprenoriat. Practic asta s-a întâmplat, nu? Eram deja în antreprenoriat, lucram la propria agenție de publicitate și am creat acest brand pe care l-am dezvoltat în propria agenție, doar că el a devenit atât de cunoscut încât practic toată lumea spunea Laura Călin de la Vifor Vintage. Nu mai eram Laura Călin de la agenția pe care o am și o aveam, eram Vifor Vintage. S-a asociat, atât de mare a fost succesul și tot ce am creat apropo de Vifor Vintage, încât numele meu s-a asociat cu Vifor Vintage. Spune-mi prima ediție. Hai să ne reîntoarcem la prima ediție. Cum ai ales designerii? În prima ediție, designerii păreau ceva inaccesibil. Tot designul românesc părea inaccesibil. Puteau fi văzuți la televizor, pe catwalk, dacă ajungeai în showroom-uri sau în online. Și am vrut să creăm o apropiere între public și designeri. Să-i aducem pe designeri într-un mediu prietenos și să creăm această împrietenire, această apropiere între ei și public. Și am reușit să facem asta într-un weekend, într-un tur de forță, să strângem undeva la 40 de designeri, lucrând în domeniu, partea de publicitate în care activam, ținea mult de partea de design contemporan la vremea respectivă și atunci cumva accesul la ei a fost destul de ușor. Selecția am făcut-o eu la vremea respectivă, bazându-mă pe relațiile personale pe care le aveam. Adică, cu alte cuvinte, haideți să traducem telespectatorilor, au fost așa, dacă n-ai fi avut cunoștințele necesare, prietenii care să aibă încredere în tine, în Laura Călin, n-ai fi putut să-i atragi alături de tine în acest concept. Spus foarte natural, exact așa s-a întâmplat, lucrând deci în domeniul. Deci prima ediție a fost așa, venim la acest eveniment pentru că te cunoaștem pe tine și după aceea vedem ce o să se mai întâmple. Da. Acum am să te întreb altceva, pentru că tu promovezi designul autentic românesc, să-i spunem așa. Da. Da? Spune-mi, cum arăta piața fashion în 2008? Vai, deci mi-e mai ales greu. Că, și mai vreau să te mai întreb ceva, îmi cer scuze că te-am întrerupt. Vreau să-mi spui dacă tu ai studii de specialitate sau ulterior ai făcut studii de specialitate în ceea ce privește trendul acesta fashion. În 2008 eram o consumatoare de design românesc contemporan. Cumva, da, ce femeie! Da, având acces la designeri, ajungeam în showroom-urile lor, ajungeam la prezentările de modă, eram familiară cu piața. Și atunci, cumva, n-a fost greu să îi aduc, adică e să ajungem la întrebarea anterioară, doar că piața era cumva diferită, erau la început mulți designeri. Nu era online-ul atât de dezvoltat, era primul târg la care participau, foarte puțin participau la târgurile internaționale, cumva piața era foarte la început, dar în același timp erau curioși și vreau să ajungă să crească în piața asta, să devină cunoscuți și erau deschiși la propunerile primite și știu că atunci când noi am organizat prima ediție, campania de promovare a fost mare târg mare. Era mare târg pentru că vreau să facem ceva mare și să tot de mare învergură. Tot în preajma sărbătorilor, așa, noiembrie-decembrie? Era într-un octombrie. Așa. Era într-un octombrie când am făcut prima ediție și am gândit exact cum se pornește un proiect când vrei să-l duci cineva, think big. Am vrut să fie un proiect mare. Și când am spus mare, târg mare, toată lumea s-a așteptat să fie un târg mare. Așa a și fost. Dar așteptările create și proiecțiile și efortul și tot ce s-a întâmplat la prima ediție a fost exact pe măsura proiecțiilor și așteptărilor noastre și ale tuturor. Și cumva a fost un efort comun, n-a fost doar efortul nostru. Toată lumea și-a dorit ca acest târg să fie o reușită, să fie acel târg mare, acel V să fie V for Vintage sau V for Victorie și a ieșit un proiect foarte bun. Primul nostru târg nu ne-am gândit că ar fi o continuitate. Am vrut, hai să facem întâi să vedem cum e, după care vedem ce facem. Adică nu a existat o continuitate. Prima ediție, vedem când organizăm a doua ediție, a treia ediție. A fost pur și simplu un experiment în piața din 2008. În plină criză economică. Am zis, hai să vedem cum e,
să-i aducem pe designer aproape, să creăm acest eveniment în care lumea să vină și să se simtă bine, fără să aibă obligativitatea să cumpere, ci doar să se simtă bine la un eveniment. Era ca un eveniment monden. De promovare a designului românesc. Da, era ca un eveniment monden. Pur și simplu veneai, aveai o zi întreagă, a fost prima ediție, a avut o singură zi, în care veneai, vedeai care sunt designerii români, vedeai câteva piese vintage și pur și simplu te simțeai bine într-un spațiu frumos amenajat, într-un weekend, și a avut un impact foarte mare, pentru că lumea era curioasă, se simțea bine, își trimiteau poze de acolo, își dădeau întâlnire în spațiu și a fost a pus bazele și următoarelor ediții, pentru că atât de frumos a fost, atât de bine a fost reușita prima ediție, încât am zis, cum să nu continuăm? Adică hai să facem și în primăvară o ediție de V for Vintage. Și uite așa am ajuns să organizăm pe cea de-a 19-a. Acum mă întorc la studiile de specialitate. Da. Studii de specialitate în domeniu nu am, dar ținând cont că lucrez în acest domeniu creativ de 9 ani, printre creativi pot să spun că atunci când am nevoie de cineva și am nevoie de un sfat și am o echipă de creativ cu care lucrez, cu siguranță am la cine apela și mi-am format o viziune apropo de piață și apropo de trenduri care a venit din practică, propriu zis. Nu am studii, n-am făcut o facultate creativă. Nu, în sensul acesta te-am întrebat, ci pur și simplu vroiam să știu dacă conceptul acesta ți-a stârnit curiozitatea și pasiunea de a descoperi sau de a învăța lucruri noi pe care nu le-ai avut ca și pregătire în trecut. Atâta tot, nu din alt punct de vedere. Mie, cel puțin, așa mi s-a întâmplat. Adică am altă pregătire profesională și apucându-mă să colecționez piese vintage, pentru că asta am făcut prima dată, mi-a stârnit pasiunea de a căuta informații tehnice astfel încât să știu ce înseamnă o piesă pe care o port, de exemplu. Multă lume are impresia că acest eveniment este pentru piese vintage. Din ce am înțeles eu de la tine, așa cât te-am discutat la cabina de machiaj și îi mulțumim, Andrei, tu mi-ai spus că, de fapt, accentul prioritar pică pe designul contemporan. Așa este. Doar că numele spune V for Vintage. Și avem într-adevăr 10 colecționari de vintage autentic. Și apropo de ce am învățat de-a lungul timpului, am învățat cum să deosebesc o piesă de vintage autentic de o piesă care nu este autentică. Și hai aici, să vedem. Uite, aici îi mulțumesc Iliei Gorneanu, mi-a împărtășit din cunoștințele ei și cu care am mers la diverse alte târguri pe zona de vintage autentic românesc. Și de la ea am aflat aceste lucruri și ea este unul din curatorii noștri. Ce înseamnă vintage autentic românesc? Autentic românesc înseamnă tradițional. O piesă vintage are o vechime de cel puțin 25 de ani și pleacă din anii 1920 până acum 25 de ani, după care intră într-o perioadă retro. Putem spune că anii 70-80 acum este perioada retro. Și atunci, o piesă vintage autentică este specifică perioadei respective, este bine păstrată și în același timp poate să fie și complet atipică perioadei respective. De exemplu, în anii 20-30 avem piesele specifice zonei perioadei respective și fermoarele s-au inventat mai târziu, erau lucrate manual, nu aveau etichete, etichetele erau cusute manual. Și atunci, o piesă vintage, dimensiunile femeilor erau altele pe vremea respectivă. Și atunci, e foarte bine când alegem o piesă piesă vintage de la un târg, în primul rând să știm unde mergem. La un târg în care există un curator care face acest lucru pentru public, știm că acele piese sunt autentice. Pentru că dacă mă duc la un târg în altă parte, mi-e greu să-mi dau seama dacă acea piesă este acea piesă vestimentară. La bijuterie se vede patina de vechi. O piesă vintage
o bijuterie e mai ușor de observat dacă este autentică sau nu. La o piesă vintage, în primul rând, e mai dificil să vezi dacă ți-e bună, cum și dacă nu-ți vine perfect, e greu să o modifici, pentru că materialele erau foarte fine, dantela de pe vremuri, e mai degrabă o piesă de colecție, pentru că în momentul în care o pui pe tine, se poate distruge foarte ușor. Am să-ți spun eu ce se întâmplă, că eu pățesc foarte des lucrul acesta, am câteva, să zicem, câteva doar atât, ide borangic, și care sunt foarte vechi, unele din ele bat 80 de ani, poate chiar mai mult, și de fiecare dată când îmbrac ea respectivă, să spunem așa, mai crapă în altă parte, pentru că indiferent dacă este recondiționată sau nu, crapă, pentru că materialul nu mai și în primul rând nu se adaptează metodelor noastre de curățare, pentru că femeile pe vremuri spălau cu săpun de casă și apă la râu. Noi astăzi folosim detergenți care au tot felul de alte componente, să spunem așa, în compoziție, astfel încât afectează direct țesătura. Acesta este un subiect pe care cred că dacă ne apucăm să-l dezbatem aici nu ne ajung 50 de minute, așa că trecem la design contemporan. Astăzi, la ediția 19, o să ai 100 de designeri români. Români? Da. Toți. Selectăm 100 de designeri români din toți cei care aplică și sunt foarte buni cei care ajung. Adică sunt uimită de la o ediție la alta de nivelul pe care acești designeri îl ating. Adică mă uit la colecțiile pe care se înscriu și cred că aș putea să îmi cumpăr de la fiecare câte ceva. Nu reușesc asta pentru că am un buget de cumpărături, dar... asta cu bugetul mi-a plăcut. Dar îmi cumpăr de fiecare dată o grămadă de piese pe care le port și le consider cumva investiții, pentru că atunci când porți o piesă mai mult de, nu știu, un an, un sezon, mai mult de un sezon, mai mult de două sezoane, poți să spui că sunt investiții. Port, de exemplu, piesa unui designer român pe care am luat-o de la ultima ediție Before Vintage, cea din primăvară. Pot să-i spun numele? Numele lui, da. Este Mastij, este brandul Mastij și port colecția și o să fie și în această toamnă la Before Vintage. Spune-mi, te rog, ce criterii de selecție aveți în vedere atunci când alegeți un designer? Criteriile sunt mai multe. Ține cont de respectarea temei, de modul de prezentare al colecției. Hai să luăm, de exemplu, această ediție a 19-a. Ce temă aveți anul acesta? Venus as a Boy este unisex, adică adaptarea ținutei masculine așa, la ținuta feminină. Am, să zicem, zona de unisex, o ținută pe care o adaptăm. Adică, practic, vă adaptați trendului internațional. Toate trendurile sunt. Avem un stilist cu care lucrăm, este Cătălin Vălean, și el este directorul nostru de creație și el ne dă această temă și cu el creăm și vizualul pe care îl facem. Este o ședință foto, exact ca un pictorial de revistă, care acum este foarte roșu, de asta m-am îmbrăcat în roșu. Am văzut că și coperta la fel. Da. Da. Și am zis că o să fim, iarăși roșul este în tendință în această toamnă. Și așa suntem așa colaborăm cu acești creativi. Știm exact care sunt tendințele, ei asta urmăresc, ăsta este jobul lor. Și atunci când le dăm o tematică designerilor, îi păstrăm în tendințele internaționale. Iar atunci când facem un vizual, iarăși el este în zona contemporană, creativă. Bun, deci, tematica, să respecte o tematică stabilită de voi, alt criteriu? Să aibă un concept unitar. Adică conceptul pe care el creează pe tematica dată să fie unitar. Să facă un alt criteriu este vizualul pe care îl fac, imaginile pe care ni le trimit, să fie bine interpretate, să fie bine făcute, bine realizate. Adică învățăm cumva să se ducă în modul de prezentare. Pentru asta am organizat niște workshop-uri ca să învețe să se promoveze. Am organizat 3 workshop-uri în această perioadă, 2 în această toamnă, care au precedat această ediție, care se numesc Designerul ca antreprenor. Designerul ca antreprenor pentru că ei sunt niște antreprenori.
Doar că îmi conștientizează. Nu. Și acum i-am numit așa antreprenorii frumosului, ca să-și conștientizeze postura pe care o au, faptul că ei nu sunt doar designer, nu sunt doar niște creativi. Ei la rândul lor au niște angajați, au o imagine, au un business pe care și-l creează și sunt oameni de business care fac niște lucruri din pasiune, care fac niște lucruri că sunt talentați. Corect. Dar chiar sunt și își construiesc un business. Și în momentul în care i-a numit antreprenori ai frumosului, modul de abordare este altul. Își conștientizează la rândul lor ca un business pe care și-l construiesc și și-l clădesc. Și e, modul lor este foarte serios în momentul în care vorbim acum cu ei și ok, nu sunt un designer, sunt un antreprenor de frumos. Deci, tematică, promovarea brandului, imaginea unitară. Conceptul unitar, imaginile cu care se prezintă, contează experiența pe care o au în colaborarea cu noi, punctăm și aici, sunt cei care sunt de multe ediții alături de noi și știm ce potențial au și cum se prezintă și atunci contează acest lucru, adică odată dacă ai intrat la V4 Vintage ca designer, ai un punctaj acolo pentru că ai fost deja acceptat odată și știm că poți să fii acceptat și ai șanse să fii acceptat și a doua oară, dar contează foarte mult punctajul pe celelalte criterii. Mai ales că, de exemplu, acum unul din jurați este Domnica Mărgescu, care este Fashion Director El România, iar un alt jurat este Andreea Bădală, care are brandul Murmur și care a fost alături de noi la V4 Vintage când și-a deschis ea acest business, de când a început brandul Murmur, adică din 2010. A venit la un V4 Vintage și a fost șocată că a vândut atât de mult, vorbind de Andreea Bădală, care acum îmbracă vedete internaționale, adică a ajuns la un nivel foarte mare, foarte ridicat. Câți dintre cei 100 de designeri sunt designeri de bijuterie? Pentru că știu că ai accesat mai multe categorii. Așa este. Și cât sunt de casual, de wearing? Avem pe zona vestimentară circa 60. Nu i-am numărat exact, deși am o listă cu proporție. Ei. Undeva la 60 pe zona vestimentară, undeva la 25 pe zona de bijuterie, 10-15 pe zona de accesorii. Și avem și zona de obiect pe care o dezvoltăm de la ediția de primăvară. Ce fel de obiecte? Obiecte de decor. Adică avem zona de obiect pe care o dezvoltăm, obiecte de decor din ceramică, de exemplu. Înțeles. Este destul de la început, adică sunt doar câțiva, dar se dezvoltă și vrem să-i susținem în continuare. Iar la ediția de Crăciun pe care o organizăm pe 16-17 decembrie, tot la Grand Hotel du Boulevard, avem zona de obiect mult mai dezvoltată, pentru că este perioada cadourilor, când le facem acelor apropiați, celor dragi cadouri și când le facem și nouă cadouri. Dacă ar fi să tragi linia așa, da, să te vezi la 20 de ani, câți ani ai acum, apropo? îmi spun vârsta, mă opresc undeva la 30 și ceva de ani. Am zis că vreau să rămân la acest 30 și ceva de ani, să nu-mi spun vârsta, dar putem să ne întoarcem la 20 de ani. Așa, dacă ar fi să privești în urmă, consider cât de mult a ajutat background-ul tău profesional să ajungi ceea ce ești astăzi. Mă consider un om de comunicare. Îmi place Încă? Să vorbesc. Da. Din tot ceea ce fac. Îmi place să vorbesc și să... Și cred că comunicarea contează atât în viața profesională cât și în viața personală. Da. Și contează să fim deschiși, să fim empatici și să avem încredere în noi și în ceea ce putem face. Și așa, această încredere se duce în echipă. Și am învățat că dacă ai încredere în ceea ce faci, în proiectul tău, în tine, în echipă și în karma, și contează ce faci cu karma, atunci toate ies și toate îți reușesc. Și iarăși, ca om de comunicare, făcând și o facultate în domeniu, cred că poți reuși în aproape orice domeniu, mai puțin domeniile tehnice specializate în care, dacă n-ai un background specific. Acum intru așa un pic cu nambocanci, am zecuțe. Am eu. Așa, direct în sufletul tău și îți spun. Laura Călin, când te-ai apucat de acest proiect, câți bani aveai în buzunar alocați pentru el?
Cred că la prima ediție am investit undeva la 5.000 de euro. A fost... A fost un risc? Ai spus așa, îmi asum un risc sau sunt convinsă că îmi voi recupera banii? Mi-am asumat un risc, dar eram convinsă că o să-mi recuperez banii. Adică eram foarte sigură pe mine, exact cum spuneam. Da. Eram convinsă că o să fie o reușită. De continuitate nu eram sigură, dar de reușita proiectului eram absolut sigură. Și cei 5.000 de euro au fost recuperați, a existat și un profit și a pus bazele unui proiect care s-a dezvoltat frumos. N-a fost o investiție mare la vremea respectivă, adică era o investiție firească, mi s-a părut, ca să fie un proiect reușit. Tu te adresezi, sau cel puțin așa văd eu din exterior, mărturisesc că nu am ajuns la nicio ediție. Te aștept în weekend. Așa, dar cu siguranță există timp pentru toate. Da. Tu te adresezi cu predilecție bucureștenilor, corect? Nu numai. Sunt vizitatori care vin la noi la târg, vin din Constanța, vin din Craiova, vin din Pitești, vin din Ploiești. Adică vin și avem la fiecare ediție o tombolă. O tombolă în care ei Dacă pot vin, să... Dacă câștig. Ok. Glumesc. Îți urez succes. O tombolă unde își votează designerul preferat. Și pot să câștige o piesă a designerului preferat. Și din tombola respectivă am aflat că vin din mai mult și că vin special pentru târg, adică efectiv își pregătesc. Și nu ți-a dat niciodată de gândit lucrul acesta? Adică ce ar fi să ajung la Constanța, să facem târgul la Constanța, la Timișoara, la Iași, nu știu, mă gândesc. Ai luat vreodată în considerare? Am făcut la un moment dat, am avut un pilot la Timișoara, acum mulți ani, undeva în 2010, cred. Și, în plină criză economică. Da, 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 aveam mult curaj. Și a fost o experiență, pentru că dacă aici, în București, cumva reușeam reușise să educăm publicul asupra termenului vintage și a designului contemporan, la Timișoara a fost mai greu să le spunem ce înseamnă vintage. El în sine a fost o reușită, dar efortul a fost destul de mare și am zis că o să rămânem pe București deocamdată ca să ne dezvoltăm aici, o să ne gândim dacă o să ne dezvoltăm în altă parte. Adică ceea ce îmi spui tu, om de comunicare, da. Eu nu știu de care, că am prea multe. Om de televiziune. Acum doar de televiziune, înțeleg așa, că există mentalități diferite și percepții diferite, chiar dacă suntem români. Da. Este o percepție diferită a designului contemporan în București față de un alt oraș sau... Mai avantgardist? Cum ai femeia din tine care prinde aripi ușor și face lucruri îndrăznețe, cum se sesizează curentul din București în comparație cu alte orașe la fel de mari și de deschise din România? De exemplu, atunci când mergem la Cluj, la gala Universității de Arte și Design și mergem acolo, am fost în al doilea an în acest an, sunt uimită de cât de talentați sunt absolvenții, studenții, masteranzii acestei universități. Modul în care se pregătesc, în care își fac colecțiile, în care se prezintă, în care se promovează, este surprinzător, adică sunt de-a dreptul uimită de nivelul la care au ajuns și cât de bine. Au și un instructor, un drumător, și aici o să-l numesc pe Lucian Broscățean și îl felicit pentru ceea ce face. Ei bine, ei reușesc să ajungă la un nivel care este un exemplu și pentru alte centre universitare în care există aceste facultăți de design, de artă și design. Uite cum mi-e ridicat următoarea întrebare la fileu. Mă aștept. Deci eu înțeleg în felul următor că designerii pe care i-ai ales pe an de an și ei selectat sunt din toate colțurile țării. Așa este. Adică nu sunt doar bucureșteni. Nu sunt doar bucureșteni. Vin din Cluj destul de mulți, vin din Constanța, vin din Timișoara, vin din Iași. Sunt din toată țara și vin pentru că este un târg la care efortul pe care îl depun se întoarce. Adică au un return bun, atât ca imagine, cât și ca vânzări, cât și ca clientelă. Ai idee? Te-am întrerupt, îmi cer scuze. Ai idee
Câți ani are cel mai tânăr designer al tău? Cred că 18 ani, undeva 18-19 ani. Sunt future designeri, spunem noi. Așa, hai, spune-mi o poveste. Uite, de exemplu, avem designeri care vin la noi prin universități, în future designer, studenți. Vin acolo, după care se înscriu, termină facultatea, se înscriu la noi ca designeri contemporani, vin să se înscrie în altă secțiune și participă mai departe. Și unii dintre ei, de exemplu, Alex Tunsu a câștigat un premiu la noi, aveam un premiu în colaborare cu alți câțiva parteneri, a câștigat acest premiu, a participat la V4 Vintage, a fost promovat pe platformă de design contemporan și acum lucrează la un brand internațional și putem să spunem că da, e cumva... Asta nu-mi place. Vezi, că e altă piață. Da, este adevărat, însă aici e un domeniu care e destul de sensibil pentru mine. Pentru că avem foarte mulți tineri și nu doar tineri, foarte mulți români talentați care din ce în ce mai des aud că au ales să plece în străinătate pentru a se realiza profesional în detrimentul nostru, celor care îi pierdem efectiv, pierdem valorile. Este o altă piață acolo, cumva e mai ușor, avem puține ani de când am reușit să facem ceva în zona industriilor creative, adică față de o zona vestică, suntem destul de în urmă și eforturile sunt mari ca să fii aici, să ai succes, ca să reușești în piața asta și atunci cumva dacă au șansa să plece, noi îi susținem și îi... Este adevărat, dar cu toate astea durerea rămâne pentru că sunt ai noștri și vrei să te mândrești cu ei. Ne mândrim cu ei oricum, sunt acolo, ne mândrim. Da, este adevărat. Spune-mi... Comparativ, vorbeam puțin mai devreme la începutul emisiunii de cum stăteau lucrurile în 2008. Astăzi suntem în 2017, destul de mulți ani au trecut de atunci. Un impact serios din punctul meu de vedere în ceea ce privește stimularea startup-urilor, de exemplu, sau a antreprenorilor la început de drum, l-a avut mediul social. Și nu doar. În tot ceea ce înseamnă promovare, comunicare și așa mai departe, comerț online. Când îmi spui de comerț online, mi-aduc aminte de următorul workshop și o să spun aici. Pentru noi e foarte importantă partea de educație, partea de a-i forma pe acești creativi ca antreprenori, așa cum spuneam mai devreme. Și un workshop următor pe care vrem să-l organizăm este pe partea de promovare online, mai exact, design meets e-commerce, spunem noi. Pe partea de promovare online am făcut două workshop-uri și în practic care am adus... ce am învățat? Uite, hai că încep eu primul curs aici cu tine. În partea de promovare, în aceste două workshop-uri care au fost sold out, au fost cum să te promovezi în social media și să-ți crești imaginea și să câștigi clienți. Am avut la un moment dat case studies, adică luam paginile și nu eu făceam asta, avem un expert în partea de PR care lua paginile designerilor participanți la workshop și le analizau modul în care postează, cât de des postează, ce postează, calitatea imaginilor, modul în care interacționează cu alte branduri și cum reușesc să comunice în online, cât de multă emoție pun în postările pe care le pun, cât de real și de autentici sunt, cât de calitativă este imaginea pe care o promovează, cât de mult din backstage pun în fața online-ului, în fața publicului care urmărește, în fața comunității pe care vor să o creeze, cât de mult se asociază cu vedete, cu persoane publice, cu alte branduri, care sunt târgurile la care participă, care sunt proiectele pe care le inițiază. Și au învățat foarte multe, adică și-au schimbat inclusiv denumirile paginilor, și-au schimbat modul în care scriu statusurile, adică au început să folosească diacritice, au început să aibă emoție, să transmită și să fim cât mai reali. De la modul în care tu, în mod normal, așa vorbești
cu cineva, adică eu cu tine așa vorbesc, ce-i cu acest caption în care rochia este creată dintr-o inspirație pe care am avut-o creând, gândindu-mă la... Nu, hai să vorbim normal, hai să fim normali în modul în care comunicăm, chiar dacă este o pagină de Facebook. Și această normalitate pe care cumva am părut-o, pentru că vrem să părem altfel, e ca un fel de mască socială, o mască virtuală pe care o punem din dorința de a părea mai mult decât ceea ce suntem, ascunzând de fapt realul nostru, autenticul nostru om care creează acest și este în spatele acestui brand. Și în momentul în care te pierzi pe tine ca om și tu ca brand îți pierzi autenticitatea. Să știi că acum am să-ți spun o poveste adevărată, da. Pentru că ai folosit două cuvinte cheie foarte des, și anume altfel și poveste autentică, poveste autentică. Aici la Canal 33 nouă ne place, echipei, celor care muncim aici, ne place să spunem despre această televiziune că este o televiziune altfel. Pentru că este o televiziune altfel, în afară de faptul că este o televiziune de business, nouă ne place să scoatem în evidență povești, cel puțin mie, din punctul meu de vedere acum vorbesc, îmi place să scot în evidență poveștile autentice românești. Și pentru că termenul acesta de autentic românesc este atât de diferit înțeles de către toată lumea, mi-am propus și am reușit până acum, ca în fiecare ediție, să aflu de la interlocutorii mei ce înseamnă pentru ei autentic românesc. În mod normal, această întrebare trebuia să fie la sfârșitul emisiunii, dar pentru că m-ai provocat, o să te întreb acum. Pentru că vreau să dezbatem exact pe această temă de autenticitate, care, din punctul meu de vedere, este înțeleasă puțin diferit, să nu spun mai mult, de către toată lumea. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că autenticitatea fiecărui individ ține de nivelul de cultură, de educație, de mediul în care a trăit, de percepția lui cu scara valorilor. Și acum te întreb pe tine, Laura Călin, te rog să-mi răspunzi ce înseamnă pentru tine autentic românesc. Pentru mine înseamnă să fii natural, să fii așa cum ești, ca și om creativ, ca și om, ca și consumator de orice, să fii natural fără să încerci să fii altfel decât ceea ce ești. Autenticitatea vine la pachet cu naturalețea. Atunci când creăm ceva ce nu ne reprezintă, dacă e să vorbim dintr-un punct de vedere al creativilor, atunci ne pierdem autenticitatea. Atunci când ne punem o rochie pe noi care nu ne reprezintă și o cumpărăm sau o purtăm doar pentru că este în trenduri, dar nu ne... Dar cine hotărăște dacă ne reprezintă sau nu? Suntem influențați de ceea ce ne înconjoară sau ne lăsăm influențați. Atunci când reușim să fim noi așa cum suntem, fără să ne lăsăm influențați de ceea ce se poartă, de ceea ce poartă o prietenă sau de ceea ce vedem la televizor sau de ceea ce vedem pe net, sau să... asta înseamnă autenticitatea, să fii așa cum ești, să te cunoști bine. Și dacă în momentul în care te cunoști bine, poți să fii natural. Să-ți cunoști veleitățile, să-ți cunoști trăsăturile, să cunoști caracterul și să știi ce vrei să transmiți mai departe, fără să încerci să pari altfel decât ceea ce ești. Acesta este termenul doar de autenticitate. Pentru că din definiția pe care mi-ai dat-o tu, se poate aplica foarte bine și polonezilor, și francezilor, și britanicilor și așa mai departe. Autentic românesc. Autentic românesc înseamnă să te adaptezi stilului de viață pe care îl trăiești aici. Deși eu cred că autentic românesc înseamnă, nu înseamnă neapărat să te duci în tradiție. Atunci când mi-ai zis asta, m-am gândit la tradiție, dar nu înseamnă neapărat să te duci în tradiție. Să-ți cunoști, să cunoști tradiție și să cunoști cultura din care provii. În același timp să fii curios și să înțelegi și alte culturi, dar să te adaptezi, să adaptezi totul la tine ca personalitate. Cred că asta contează ca autenticitate. Autentic românesc înseamnă să fim noi așa cum suntem, români, cu bune și cu rele, dar asta înseamnă că suntem într-o dezvoltare continuă, pentru că suntem un popor dinamic, suntem fir dinamice și curioase și putem să ne inspirăm dintr-o grămadă de culturi atâta vreme cât ni se potrivește nouă ca personalitate. Cumva autentic românesc e
un termen destul de larg. Adică numai și de ce nu l-aș restricționa la... Hai, vezi? Hai, da. Că deja îmi place. Da. L-aș duce în... e ofertant. Și autentic românesc e și când porți un... cum ești îmbrăcat într-un... un port tradițional din 1959. Da, scrie aici. Da, scrie acolo și e... N-am știut, da. Dar doamna care mi l-a vândut, am întrebat-o din ce an este și a zis, mi-a răspuns așa, toată lumea, mai că în ziua de azi, se laudă că vinde produse vechi de 100 de ani. Eu nu pot să spun așa ceva, pentru că pe al meu scrie. Scrie anul în care a fost produs. Da, da. Deci este o piesă de vintage, de un piesă autentică românească. Păi trebuia să îmbrac ceva reprezentativ astfel încât să ne întâlnim la jumătate de drum, nu? Da. Am să-ți spun așa, ce simt eu. Stând de vorbă cu foarte mulți oameni invitați aici și întrebându-i mereu, am constatat un lucru, că fiecare om îmi... când vine vorba de autentic românesc, mă direcționează implicit către lucrurile dragi lui, către care se pliază pe structura de educație pe care o are sau pe pasiunea cea mai mare sau pe ceea ce face. Eu am fost curioasă, e pentru prima dată când spun lucrul acesta în emisiune, și am căutat să vedem care sunt pilonii autenticității în România și am găsit așa că, de exemplu, valoarea cea mai autentică pe care noi o avem este limba, graiul românesc. Și de aici, bineînțeles, că putem să întregim universul cu lucruri autentice despre care nouă ne place să vorbim aici la Autentic Românesc, la Canal 33. Ce pot eu să spun decât că pentru mine ceea ce faci tu este foarte important. Și am să-ți spun de ce. Ca om, privind din exterior, e o opinie sinceră pe care o spun pentru prima dată, ți-o spun să împărtășesc și ție și telespectatorilor, pentru că eu cred că România are nevoie de antreprenori frumoși. Și pentru că eu cred că astfel de evenimente care susțin tinerii, care încearcă să-și croiască un drum aici la noi acasă, sunt de felicitat. În modul cel mai sincer îți spun. Mulțumesc. Și fie că este vorba de design contemporan sau de piese vintage, faptul că aduni la un loc atâția oameni și că ai coalizat o mișcare care pune în valoare oameni care își doresc să trăiască frumos și bine în România, cred că acest lucru face parte din ceea ce spuneam eu, din autenticitatea noastră ca neam românesc. Pentru că s-a vorbit mult prea mult timp doar de oamenii care încearcă să dărâme ceea ce au construit alții. Iar eu văd, și când mă refer că văd, mă refer la întreaga ta echipă pe care tu ai sudat-o, ai coalizat-o și ați creat acest proiect. Pentru că, până la urmă, este un proiect care are o continuitate de 9 ani de zile. Da. Da, eu văd un lucru care efectiv poate fi multiplicat și de ce nu inițiativa ta să o văd și în alte părți, pentru că astfel România are o șansă să crească. Sunt de acord cu tine și ne mândrim foarte tare că reușim să facem asta și că reușim să aducem atât de mulți oameni creativi și că îi formăm, pentru că aceste workshop-uri de care toți spun este parte din educația pe care noi le dăm mai departe și îi învățăm să fie antreprenori și să reușească atât să știe să se promoveze la un târg, cât și în online, cât și peste tot. Este parte din munca noastră pe care o facem, atât la târguri, cât și în perioada când nu organizăm târguri sau când ne gândim la alte proiecte. Vrem să-i educăm. Credem că dacă noi educăm pe ei, creștem, suntem o comunitate și avem, Before Vintage este un proiect colaborativ. Atâta vreme cât noi creștem, ei cresc. Atâta vreme cât ei cresc, noi creștem. Pentru că împreună suntem noi, de fapt. Și succesul nostru este un succes comun. Corect. Așa ne promovăm și noi târgul.
practic, ce am reușit să facem și cum am reușit să-l creștem este că reușita noastră vine din faptul că i-am convins pe ei să creadă în acest proiect și împreună, efortul comun a dus la reușita unui proiect. Și la fiecare ediție acest angrenaj, acest efort se depune și crește și ajunge din ce în ce mai mare și se vede efortul comun, adică mândria lor că sunt parte din acest proiect, mândria noastră că ei vin din acest proiect, pentru că noi îi promovăm să fie aici și faptul că ei anunță și anunță peste tot și se promovează și se laudă și pun toate vizualurile și machetele cu V4 Vintage și că sunt, vedem roșu, acum practic deschid orice site, e deci roșu, weekendul suntem pe roșu, va fi suntem roșu. Weekendul ăsta, suntem mai sunt câteva zile și suntem în weekend. Să știi, Laura Călin, că aceasta a fost emisiunea noastră, s-au scurs cele 50 de minute de așa autentic repede românesc, da? Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră, așteptăm să devenim și noi roșii și să ne ții la curent cu toate lucrurile frumoase pe care le faci alături de echipa ta. Îți mulțumesc. Mulțumesc frumos și ne vedem în weekend. Cu mare drag, seară minunată și rămâneți alături de noi la Canal 33.